ești un mister nu numai pentru cei din jur, ci și pentru tine însăți. Cu toate acestea, o minte ascuțită și prietenia îți oferă abilități uimitoare de a comunica. Puterea ta constă în capacitatea de a evidenția esența planului sau a ideii și apoi să le explice altora. O asemenea elocvență este întărită de abilitatea de a descrie în cuvinte imagini vii, astfel încât să poți împărtăși direct experiența personală. Cu toate acestea, dacă îți permiți să te dedici la zvonuri și bârfe, fluența ta poate transforma această forță într-o slăbiciune. Nimic nu merită atât de mult ca profesionalismul și integritatea naturii tale. Cuvântul pentru tine este legea. Tu acționezi ca un lider de opinie în societate, definind tendințe comportamentale, ești în general considerată progresivă. Viața ta privată poate fi foarte turbulentă, de regulă nu se limitează la o căsătorie. Ai o natură foarte senzuală, ești atrasă de sex, de mâncare, de somn și de toate plăcerile din viață. Valorile tale personale sunt în armonie cu frumusețea, iubești totul frumos, creat atât de natură, cât și de om. Ești predispusă să-ți începi cariera de afaceri târziu, la vârsta de aproximativ 40 de ani, deoarece până atunci, fie ești prea absorbită de preocupările familiei, fie pur și simplu nu-ți poți evalua potențialul. Ești îmboldită de energie feminină puternică. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: moliciune, emoționalitate, realism și răbdare. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind de asemenea vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei să nu se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru abilitatea de a găti și pentru dorința de confort. Această planetă este favorabilă pentru boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă. Te-ai născut cu darul de a fi elocventă și prietenoasă, înzestrată cu un dar minunat al explicării. Tu ești perfect capabilă să-ți împărtășești propriile experiențe sau să-ți transmiți cunoștințele tale ca și cum ai fi un vorbitor nativ. Cu toate acestea, bârfele tale se dovedesc deloc nobile, pentru care nu poți fi lăudată. Nevoia ca tu să iubești și să fii iubită, prima de regulă, predomină asupra celei de-a doua, este extrem de mare și acesta este unul dintre motivele pentru care viața ta privată este furtunoasă dacă dorințele rămân nesatisfăcute. Ești răbdătoare și ușor de iertat, dar dacă simți puterea ta față de sexul mai puternic și insiști asupra a ceea ce vrei, vor apărea în mod inevitabil conflicte. Exagerezi prea mult cu autosuficiența ta și, prin urmare, ar trebui să înveți să accepți ajutorul celorlalți. Tu ai o înțelegere intuitivă a sensului puterii și știi cum să o gestionezi astfel încât să nu se sară peste tine. De aceea te simți atât de confortabil în rolul cremei societății. Banii nu înseamnă nimic pentru tine în comparație cu un nume bun. Sursa vulnerabilității speciale se află în sfera intereselor tale profesionale. Dacă te confrunți cu reproșuri în îndeplinirea incorrectă a îndatoririlor oficiale, dacă te dovedești a fi neapreciată sau respinsă de societate,
Vei avea vremuri grele care se pot termina într-o tragedie. Din fericire, prin natura ta ești extrem de rezistentă, iar instinctul de supraviețuire este bine dezvoltat la tine. Cu privire la cei dragi, ești de obicei generoasă. Pe de altă parte, manifestarea exigențelor excesive asupra membrilor familiei și a copiilor este o proprietate foarte tipică a caracterului tău. Tu ar trebui să-ți amintești faptul că alții ar trebui să aibă șansa de a se realiza, altfel este posibil să suprimi semințele de independență în aceea de care te interesează, mai ales la copii. Ai o magazie inepuizabilă de energie, ai succes în întreprinderile financiare. Îți folosești timpul liber pentru a acumula puteri, pentru a gândi creativ despre planurile tale, de aceea nu ar trebui să fii deranjat în timpul somnului, odihnei sau sărbătorilor. Pentru lucru, nu ești prea zeloasă, se poate spune chiar că stilul tău este de a amâna lucrurile până mai târziu. Dar indiferent de modul în care tu întârzi executarea unui proiect, nu există nicio îndoială că munca va fi făcută. Te distingi față de alții nativi din Taur având astfel de calități, loialitate, fiabilitate și realism, ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală și dorința de a fi în centrul atenției. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 21 aprilie soarta ta? Ești cu adevărat stăpâna cuvântului tău. Întotdeauna faci ceea ce ai promis, valorizezi profesionalismul. La fel de important pentru tine este integritatea ta, ești foarte ambițioasă, ai mari cerințe asupra ta și a altora. Soarta ți-a dat o mare vitalitate. Deciziile le iei independent, fără ajutor. Tu mergi cu încredere pentru a-ți atinge obiectivul. Pentru a realiza toate planurile tale, vei face tot ce depinde de tine. Nu ești străină de slăbiciunile și plăcerile umane, mâncare gustoasă, divertisment, somn bun și odihnă. Ești o mare cunoscătoare a frumuseții. Ești atrasă de peisaje pitorești, haine și decorațiuni frumoase, opere de artă. Frumusețea în totul te urmează în viață. Ca femeie, începi să-ți construiești o carieră de afaceri târziu în viață. Ești o gospodină exemplară. Te scufunzi în viața de familie. Dar începând să urci pe scara carierei, tu nu te oprești în drumul tău, recuperezi rapid anii pierduți. Ești foarte vulnerabilă, iar acest lucru este valabil mai ales în cazul activității profesionale. Dacă ți se reproșează că ți-ai tratat munca cu rea credință, aceasta s-ar putea termina cu o tragedie, te simți foarte rău dacă devii subevaluată. Dar universul te a făcut elastică, nu ai probleme să ții capul ridicat. Ești generoasă cu oamenii pe care îi iubești. În familie nu încerci să devii lider, ești bună și răbdătoare. Dar ești prea exigentă cu membrii familiei tale. Acest lucru este valabil mai ales pentru copii. Hiperîngrijirea excesivă îi va împiedica să se dezvolte și să ia decizii pe cont propriu. Ești foarte energică. În termeni financiari, ești norocoasă. Condițiile confortabile joacă un rol semnificativ pentru tine. Pentru a-ți implementa planurile creative, ai nevoie de o odihnă bună, trebuie să te relaxezi pentru a-ți îndeplini sarcinile cu noi puteri. Ești însă adesea enervantă pentru că intervin în afacerile altor persoane. Dragoste și compatibilitate. Ești un partener senzual, sex și romantic, te străduiești pentru iubire și fiabilitatea vetrei familiei. Cu toate acestea, capacitatea de a te implica în proiectele și interesele proprii este la fel de importantă pentru tine ca o viață de familie stabilă. Prin urmare, alegerea unei perechi potrivite îți revine cu toată responsabilitatea ta inerentă. Astrele ți-au dăruit o viață personală bogată. O căsătorie nu este suficientă pentru tine, te încântă ieșirile în decor, ești atrasă de o viață sexuală vibrantă. Ai o natură senzuală, nu poți trăi fără iubire. Din cauza nevoii mari de a iubi, te așteaptă o viață sexuală furtunoasă. Dacă nu ești mulțumită de un partener, vei căuta mai mulți parteneri sexuali.
tu simți întotdeauna dorința hiperatrofiată pentru iubire. Acesta este al doilea motiv pentru trădările frecvente în căsătorie. Este important ca tu să te simți în permanență iubită și să ai cui să dorești iubirea. Ești în mod real cocoetă, te joci cu sentimentele masculine, dar ești înzestrată cu darul iertării și uitării altor păcate. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lena în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești respectată pentru profesionalism și integritate, armonia naturii tale. Tu ești tu, percepi subtil frumosul, ești atentă la cele mai recente tendințe, adesea în modă. Viața personală este extrem de bogată, adesea schimbând partenerul, ceea ce afectează cumva sfera profesională în sens pozitiv. Acest lucru se datorează naturii tale sensibile. Apreciez plăcerile pe care le oferă confortul, odihna, mâncarea scumpă, sexul. În mod normal și firesc ar fi trebuit să-ți fi început cariera doar după 40 de ani. Înainte de aceasta, se poate să fi fost ocupată cu familia sau alte plăceri legate de casă. Dar chiar și la vârsta de 40 de ani, când ar părea pentru alții prea târziu să te gândești la o carieră, tu devii foarte zeloasă. Te duci la afaceri și muncești suflecându-ți mânecile. Tu prețuiești foarte mult autoritatea, dar bogăția nu prea te urmărește. De obicei, mediul nu te presează, deci este extrem de confortabil pentru tine să te simți tunseț ca un aristocrat. Ești însă foarte vulnerabilă la locul de muncă. Dacă șefii nu-ți sărbătoresc succesele, dacă colegii nu-ți apreciază munca, poți cădea în depresie reală. Numai sănătatea ta naturală remarcabilă te poate ajuta aici. Te poți manifesta perfect în arta teatrală ca dramaturg, în muzică, în literatură. Sănătate și boli. Din punct de vedere al sănătății, cele două amenințări principale la care ești expusă sunt ipohondria, dacă ți-acorzi prea multă grijă pentru tine însăți, și lenea, nedorința de a te mișca, de aceea faci foarte puțin sport. Dar, datorită organizării tale mentale subtile și deoarece aparții categoriei de natură senzuală, te poți relaxa destul de ușor cu ajutorul băilor aromatice, masaje, terapie prin presopunctură. Punctul tău slab al organismului este gâtul. Trebuie să fii atentă la bolile asociate cu starea gâtului, de la dureri în gât până la probleme cu tubul eustachian și chiar glanda tiroidă. În general ești predispusă la acumularea de boli cronice. Tu iubești bucătăria și știi cum să gătești și ai tendința de a mânca o varietate gustoasă. Împreună cu lenea, această situație te amenință să fii supraponderală, astfel că exercițiile fizice regulate au o importanță deosebită.
Atunci când mănânci ar trebui să-ți amintești de dragostea taurului de a lucra cu pământul în lucrările de primăvară și toamnă în grădină. Grădinăritul este o ocupație ideală pentru tine. Soarta și norocul. Ai o natură ambițioasă, ești încăpățânată, energică, independentă și intenționată. Dacă ai conceput, îți atingi întotdeauna obiectivul, urmând cu fermitate scopul dorit. Vei avea noroc în carieră, ai un cadou din partea Universului de a te fi născut manager. În viața de familie, ești capabilă să atenuezi situațiile conflictuale, evitând momente critice. Ai prieteni, dar există și câțiva dușmani. Sfaturi pentru tine. Stilul tău de lucru este particular, adesea faci lucruri importante în ultimul moment. În ceea ce privește sarcinile de viață cu care te confrunți, trebuie să dai copiilor mai multă independență, mai puțină grijă pentru ei, să le permiți să-și facă greșelile și să trăiască așa cum le place. Nu te mai implica excesiv în treburile altora. Ocazional, lasă-i și pe alții să te ajute. Încearcă să dorești necondiționat. Nu-ți mai prelungi suferința. Află ce dorești cu adevărat și acționează în consecință. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.